Turisirea anului, căsătorită în secret acum două luni, Alexandra Stan spune totul despre cununia ei misterioasă, dar și despre o eventuală sarcină. Vreau să vă spun că am vorbit cu ea chiar aici, în platoul emisiunii, pentru o înregistrare pe care o să o vedeți într-o ediție specială, puțin mai încolo de vară, pentru că vă pregătim niște lucruri senzaționale pe care, credeți-mă, că n-aveți cum să le ratați. Dar toate aceste lucruri extraordinare care o să fie niște ediții speciale de vară, o să fie în curând, aici o să vă anunțăm, dar până atunci, haideți să vedeți cum am extras momentul ăsta din ediția specială ca să-l vedeți dumneavoastră astăzi. Nu mă așteptam să iau decizia asta, nici eu și nici ai mei, nimeni nu se aștepta, dar a venit așa cu o, nu știu cum să zic, cu o bucurie mare și ne-am unit și ne simțim așa foarte bine, adică simt așa o putere, cred că și tu simți chestia asta. Și acum înțeleg de ce e o diferență între căsnicie și, și relație, da, știi? Că, într-adevăr, e și o chestie care... Simți că se sudează mai mult, se e ceva mult mai puternic. Și nici nu la prima ceartă zicea, auzi ceva, ia că mă duc la vama, da, veche. Acum, știi, te ceri tot acasă, te întorci la el, tot acolo și asta... Nu mai pleci, te ceri să duci în camera cealaltă, nu mai pleci, dacă să-ți dai seama. Era terapeutul tău, nu? Era consilier, nu chiar terapeut, e în propriu spus, e mult spus terapeut. El, într-adevăr, se ocupă cu chestia asta, consiliază oameni pe partea asta de dezvoltare personală și, de exemplu, nu știu, pentru la diferite decizii, dar l-am cunoscut în alte conjuncturi, îți dai seama. L-am cunoscut prin niște prieteni comuni. El, de fapt, s-a ocupat de Hercules o perioadă. Hercules a fost un pic bolnavior. În fine, a murit. Era ai pisicilor. Da. Era pisici. Da, de cât timp erați împreună? Nu eram de foarte mult timp împreună. De asta zic, a luat pe multă lume prin surprindere. Da, 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 inclusiv pe ai mei, îți dai seama, cum am dus acasă. Deci n-am zis asta nicăieri, nimănui. Deci m-am dus acasă într-o joi și am întrebat-o pe mama, mami, ce face sâmbătă? Nu știu, vreau să... Păi, de ce? Păi, m-am mărit. Nu cred. Ai, du-te de aici, că nu te cred, bunica mea. Ai, tu, că glumești. Dar ei nu-l cunoscuseră pe el. Îl știau, ba da, îl văzuseră, îl știau, dar nu se gândeau că o să mă căsătoresc, îți dai seama, așa repede. Adică... Tu întotdeauna ai fost așa, cum să zic, mai, nebun, mai excentrică așa, și da, mai nonconformistă, da, adică e joi, ce faceți? Mai bipolară. Da. Vedeți că mă mărit și gata, ai devenit. Exact, exact. Dar na, asta a fost, știi cum e, când iubirea e mare și te unești, mai ales într-un scop mai mare, așa, un scop divin, ca să zic așa, chiar consider că, nu știu, ce sens mai avea să mai aștept. Adică și mi-a plăcut că cununia a fost făcută la câmpul... La câmpul lung, la, da, câmpul lung acolo, da, și am văzut că erați în costumele alea, da, populare. Ne-am îmbrăcat și a fost foarte frumos că am ajuns acolo și noi am vorbit cu o măicuță de acolo să ne lase și chiar îi mulțumim din suflet că ne-a lăsat să facem acolo. Nu se fac de obicei. Dar a zis, o să vă dau o cameră, că nu vă las să faceți afară, era și postul, nu poți să faci cununie, chiar dacă e civilă, în, da, timpul postului, ce o să zică lumea, da, uite, vă dau o cameră, o să vă placă. Și a doua zi, noi când ne-am dus, pe ultima 100 de metri, așa, ne-am cumpărat ceva de îmbrăcat. Cu ce să ne îmbrăcăm? Zic, băi, ne ducem la mănăstire, îți dai seama, ne punem costum și papion și na. Că hai să ne îmbrăcăm așa, mai popular, dar ne-am pus Adidas și în picioare. Hai să ne luăm niște costume și ne-am luat costume din astea autentice, vechi, adică nu din acelea care sunt făcute acum, știi, de alea vechi. Ni le-am luat și când am ajuns acolo, măicuța, deci nu i-a venit să creadă, când ne-a văzut a zis, Doamne, deci dacă o să vedeți ce cameră v-am dat, era o cameră, da, era muzeul etnografic unde era prezentată o imagine, nuntă aleasă se numea. Deci și piesa mea se numește Aleasă. Și acolo se numea Nunta Aleasă și erau nuntași îmbrăcați toți în ei. Cam nimic nu e întâmplător. Da, nimic, nimic. Deci credem, a fost foarte frumos. Chiar mâine, păi mâine vara o să ne dea și o veste că familia se mărește. Da, că să fac un verișor, un nepoțel. Păi nu știu, în curând, sperăm, acum când vrea Dumnezeu, știi cum. O să vedem dacă familia se mărește sau nu. Cum vor sta lucrurile, o să aflăm de la Alexandra Stan. Nu uitați, vă pregătim aceste ediții de vară care o să vă placă foarte tare. Și pentru că toți sunteți prietenii noștri, trebuie să vă spunem, din 26 iulie încep. Așadar, până în 6 august, să nu vă faceți niciun plan, să nu vă duceți în concedii, să rămâneți cu noi, pentru că o să vă placă ce v-am pregătit din 26 iulie. Corect? Eu m-am reprofilat acolo. Exact, devine, pot să zic ce devii? Nu. Sau să fie o surpriză, nu? Surpriză. Ok, surpriză. Surpriză. O să vă placă ce se întâmplă din 26 iulie.